o viziune, așa, o concluzie? Da, da. Eu m-am convins de una, ce am mai vorbit și anterior, că totuși deputații sunt responsabili de soarta Republicii Moldova. Și toți sunt împotriva anticipatelor. Sunt pentru a găsi o ieșire din situații, ca să fie format un guvern lucrativ. Un guvern care va activa în interesul poporului, interesul Republicii Moldova. Și eu sunt convins că se va reuși așa, în urma discuțiilor, întâlnirilor, propunerilor, sunt niște discuții foarte necesare și pentru mine, încă sunt obligat să iau o decizie referitor la o candidatură pentru funcția de prim-ministru. V-ați făcut anumite concluzii? Socialiștii spun că vor tehnocrat? Da, au spus, au vorbit despre această variantă, dar desigur că dumnealor trebuie să înțeleagă că acest guvern tehnocrat trebuie să aibă și o susținere în Parlament. Și atunci dacă se va găsi o astfel de susținere, nu e exclus să fie și așa o variantă, dar asta e părerea mea că este puțin posibil ca să ajungă la o așa variantă.